Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Diana Mihalcea și vă invit să urmăriți jurnalul tuturor băcăoanilor, numai la Impuls TV. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Odată cu apropierea Crăciunului, tot mai mulți băcăoani cutreieră magazinele pentru a-și face aprovizionarea de sărbători. Elevii și-au arătat și în acest an interesul față de școală, înregistrând 700.000 de absențe la sfârșitul primului semestru. Un bărbat din Podul Turcului a fost salvat de jandarmii băcăoani după ce s-a aflat la un pas de moarte. Deși mai sunt câteva zile până la Crăciun, băcăoanii deja au început să facă aprovizionarea. Supermarketurile devin în unele momente ale zilei neîncăpătoare pentru cei dornici de cumpărături. Cu bani mai mulți sau mai puțini, toți speră la o masă îmbelșugată și la sărbători mai fără griji. Încă de la începutul acestei săptămâni, centrele comerciale au fost luate cu asalt de băcăoanii care au intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun. Chiar dacă e perioadă de criză, oamenii înarmați cu liste de cumpărături și-au pregătit portofelele pentru produse ce pot fi achiziționate cu reduceri de până la 50%. Așa cum era de așteptat, cozonacii sunt primii pe listă. Vinul pentru masa de Crăciun este ales cu grijă, iar carnea parcă nu este niciodată de ajuns. Dumneavoastră ați început cumpărăturile de sărbători? Da. Ce vă pregătiți să luați? Luăm gustări pentru masa de Crăciun. O să luăm dulciuri pentru brad, o să luăm niște decorațiuni pentru pomul de Crăciun. Nu vreau să fiu sigură că împar banii ca să ajungă. Cât veți cheltui pentru masa de Crăciun? Nu pot să vă spun, că mi-e rușine cât de puțin. Cârnați, cartaboș, friptură de porc, de pasăre. Vă posibilități. Câte puțin din toate, că stăm numai noi amândoi. Am rămas bătrâniți singuri acasă. Cât aveți de gând să cheltuiți pentru acest Crăciun? Cât este nevoie, ca să putem să avem din toate pe masă. Cei care vor să evite înghesuiala sunt sfătuiți de vânzători să se îndrepte deja către magazine. Zăpada căzută în ultimele zile peste județ creează neplăceri mai ales oamenilor aflați la distanțe mari de drumurile principale. Într-o astfel de situație s-a aflat și un bătrân de 67 de ani din Podul Turcului, invalid de ambele picioare, rămas fără mâncare și fără lemne în casă. A avut însă inspirația să sune la 112 pentru a cere ajutor, iar jandarmii băcăoani au fost cei care au străbătut aproximativ 10 km pe jos pentru a-l ajuta, după ce mașina cu care porniseră la drum a rămas înzăpezită. Un bătrân de 67 de ani din comuna băcăoană Podul Turcului, rămas singur și neajutorat, a trăit două zile fără apă, mâncare și, mai grav în această perioadă geroasă, fără niciun mijloc de încălzire. Disperat și înfometat, bărbatul a cerut ajutorul jandarmilor. Astfel, la nivelul subunității de jandarmi din Podul Turcului, s-a constituit o echipă de intervenție alcătuită din 4 lucrători, care cu ajutorul unui autoturism 4x4 s-a deplasat către el. Numai că la 10 km înainte de a ajunge, mașina a rămas înzăpezită, iar jandarmii au fost nevoiți să-și continue drumul pe jos. După aproximativ 3 ore, cu puțin timp înainte de a se lăsa întunericul, a fost găsită și locuința bătrânului. Am adus aici niște pâini. Bă, da. Așa. Uite, aici s-a mai pregătit. S-a ajunge foarte greu la masaj. Păi să dreau, că aici banii cu apă. Da? A. Să ai matare aici. Mai ai nevoie să scărăm niște lemne, să aducem niște lemne aici. Nu adus, bă, este de la... Uite, la mânăstire, când la cât costă, domnule? Asta nu costă nimica. Și mai e un bidon de apă aici, mă tali. Jandarmii au adus bătrânului lemne de foc, alimente și apă de băut, au degajat curtea și căile de acces de zăpadă. La întoarcere, aceștia au adus în atenția primăriei locale acest caz pentru a putea fi monitorizat. În toate școlile și liceele din județul Bacău există elevi cărora le place să lipsească de la cursuri, preferând să iasă cu prietenii la o cafea sau să doarmă dimineața mai mult. Adunate însă, absențele înregistrate în unitățile de învățământ în primul semestru de școală ajung la o cifră impresionantă, 700.000. Bilanț îngrijorător la sfârșitul primului semestru din acest an școlar. Sute de mii de absențe nemotivate în cataloage. Pe parcursul celor 15 săptămâni de școală, elevii băcăoani, atât cei din mediul rural cât și cei din mediul urban, au reușit să acumuleze peste 700.000 de absențe, dintre care doar 35% sunt motivate. La sfârșitul primului semestru din anul școlar 2012-2013, s-au înregistrat în jur de 680.000 de absențe, începând cu luna septembrie,
dintre care motivate au fost aproximativ 250.000 de absențe. Acestea au variat în funcție de nivelurile de clasă și numărul mai mare de absențe înregistrându-se la liceu. Conform regulamentelor școlare, la fiecare 10 absențe nemotivate se scade un punct la purtare, iar la 4 puncte scăzute există riscul repetării anului școlar. Pentru băcăuanii din 25 de localități din județ, Crăciunul nu le va aduce în case altceva decât frig. Aceasta pentru că primăriile nu au trimis documentația completă Agenției de Prestații Sociale în vederea acordării subvenției pentru încălzirea cu lemne. Întârziații vor beneficia de acest ajutor în luna ianuarie. Agenția Județeană de Prestații Sociale a achitat până acum ajutorul financiar reprezentând subvenția pentru încălzirea cu lemne pentru 78 de localități, după ce primăriile respective au depus documentația necesară. Astfel, peste 27.000 de familii vor beneficia de sprijin în cuantum total de peste 1.209.000 lei. Situația nu este la fel de roz în alte localități unde primăriile nu au trimis documentația completă nici până acum, astfel încât oamenii nu vor putea primi ajutorul pentru încălzirea cu lemne decât după data de 20 ianuarie. În această idee, până pe data de 5 ianuarie anul care vine, toate primăriile trebuie să depună din nou solicitările de încălzire pe lemne, gaz și energie termică și cu restanțe lunii noiembrie. Deci, practic, în luna ianuarie, după 20 ianuarie, toți cei care vor beneficia de ajutoare financiare de încălzire a locuinței, din restanțieri din noiembrie vor primi o dată cu luna decembrie. Deci, practic, nu pierde nimeni. Potrivit estimărilor funcționarilor instituției, în această iarnă vor fi aproximativ 45.000 de familii care vor beneficia de sprijin pentru lemne, 30.000 de familii pentru încălzirea cu gaz și încă 9.000 de familii pentru energie termică. Programul Rabla va fi reluat în 2013, dar cu modificări. Proiectul pentru anul viitor nu a fost încă finalizat de specialiștii Agenției Naționale de Protecție a Mediului, dar se dorește creșterea valorii voucherelor, precum și găsirea unei modalități prin care acestea să nu mai poată fi vândute pe piața neagră. Discuțiile purtate până la această dată de către specialiștii Agenției Naționale de Protecție a Mediului pe marginea formei pe care o va lua programul Rabla în 2013 arată că se dorește acordarea unui singur voucher, dar care va avea o valoare mult mai mare decât până acum. Nici în 2013 nu vor intra în program mașinile vechi introduse în țară după data de 1 ianuarie 2007. Băcăuanii au profitat din plin de programul național de reînnoire a parcului auto. În schimbul unui voucher valoric din programul Rabla, zeci de oameni și-au casat mașinile scoase din uz. Pentru ediția 2012 a programului Rabla, Ministerul Mediului și Pădurilor a alocat suma de 114 milioane de lei, corespunzătoare scoaterii din uz a 30.000 de autoturisme mai vechi de 10 ani. Cuantumul primei de casare a fost de 3.800 de lei, ca și în anii precedenți. Elevii din învățământul preuniversitar și preșcolarii vor intra în vacanța de iarnă de vineri, după terminarea cursurilor, până luni 14 ianuarie 2013. Mai multe amănunte despre acest subiect, dar și alte informații aflați din grupajul știrilor pe scurt. De Crăciun, Loteria Română a anunțat că pune în joc 442 de premii în valoare totală de 289.000 de lei la extragerea specială. Biletele de joc Loteria Crăciunului pot fi cumpărate din orice agenție Loto. Cei care doresc să participe la ediția de Crăciun a acestui joc vor trebui să completeze toate datele personale, atât pe talonul verde cât și pe talonul roșu. Cele două taloane completate separat vor fi depuse în cele două urne special amenajate din cadrul agențiilor Loto până cel târziu la data de 23 decembrie. Taloanele verzi vor participa la extrageri pentru care s-au pus în joc premii cu valori de 200, 500 și 3.000 de lei, iar cu cele roșii se poate câștiga unul dintre cele 10 premii a câte 10.000 de lei fiecare. Pentru o călătorie sigură în condițiile scăderii temperaturilor și apariției fenomenelor meteo specifice anotimpului rece, poliția rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să respecte cu maximă strictețe regulile de circulație, să circule cu viteză adaptată la condițiile meteo și să aibă în vedere următoarele: dotarea autovehiculelor cu anvelope pentru sezonul rece, informarea asupra condițiilor de deplasare pe traseul ales, precum și condițiile meteo prognozate pentru zona tranzitată, evitarea acționării bruște a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al mașinii, echiparea autoturismului cu lopată, perie, mătură, sac cu sare, nisip și lanțuri, precum și asigurarea unei rezerve de combustibil, apă, hrană, haine groase, pături și medicamente.
Elevii din învățământul preuniversitar și preșcolarii vor intra în vacanță de iarnă de vineri după terminarea cursurilor până luni 14 ianuarie 2013, potrivit ordinului Ministrului Educației. Semestrul al doilea va începe pe data de 14 ianuarie, iar vacanța de primăvară va fi între 5 și 14 aprilie. Săptămâna dinaintea vacanței de primăvară, 1-5 aprilie, va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului numit Să știi mai multe, să fii mai bun. În acea săptămână nu se vor organiza cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul se va desfășura în conformitate cu un orar special. Potrivit ordinului de ministru, anul școlar în curs se va încheia pe data de 21 iunie. Învățământul militar românesc ia încă de pe băncile școlii pe cei mai buni elevi. Concurența mare face ca anual unul din 4 candidați să fie admis în colegiile militare și doar unul din 10 la ofițeri. În acest an, din Bacău au plecat 12 elevi în colegiile militare, 5 la școlile de ofițeri și doar 4 la școlile de maiștri și subofițeri. Tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit bat la ușile biroului de informare și recrutare din Bacău. Elevii care doresc să devină militari profesioniști, subofițeri sau ofițeri trebuie să îndeplinească însă câteva criterii. Pentru colegiile militare, limita de vârstă este de 16 ani împliniți în 2013 și să fi promovat testările naționale. Candidații care doresc să urmeze instituțiile de învățământ militar superior trebuie să aibă cel mult 26 de ani pentru forțele terestre și 24 de ani pentru aviație. Pentru subofițeri, limita de vârstă este 28 de ani. Ei trebuie să aibă bacalaureatul absolvit. Înainte de examenele propriu-zise, toți candidații sunt testați la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Profesională de la Câmpul Lung Moldovenesc, unde au de susținut probe psihologice, fizice și un interviu. Având în vedere că standardele susținerii examenului de admitere pentru colegiul militar liceal sunt foarte ridicate, cei care de regulă reușesc sunt cei cu rezultate foarte bune la învățătorul, respectiv cu medii peste 9. Pentru învățământul superior militar, ca și criterii specifice, vârsta maximă este de 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru aviație naviganți și să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, iar cei din ultimul an să facă dovada absolvirii luării examenului de bacalaureat până la data susținerii examenului de admitere. Recrutarea candidaților se va face în 2013, după luna februarie, tot la biroul de informare recrutare aflat în clădirea RMB. Pentru colegiile militare, dosarele vor fi întocmite în lunile februarie-aprilie, iar pentru ofițeri în perioada februarie-iunie. Peste 4600 de vârstnici au plecat și anul acesta la tratament cu biletele puse la dispoziție de Casa Județeană de Pensii. Numărul tichetelor nedistribuite este similar cu cel de anul trecut. Stațiunile preferate de pensionari sunt cele pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare, Covasna, Vatra Dornei, Tușnad sau Băile Herculane. Pensionarii băcăoane au plecat și în 2012 în număr mare să-și trateze diversele probleme de sănătate în stațiuni balneoclimaterice din țară cu bilete distribuite de Casa Județeană de Pensii. Anul acesta au existat cereri pentru 4660 de tichete. Ca și anul trecut, locațiile alese au fost cele pentru ameliorarea afecțiunilor cardiovasculare, ca Vatra Dornei, Băile Tușnad, Herculane sau Covasna. La polul opus, în preferințele pensionarilor, sunt cele aflate la mare distanță de casă, ca Bâla sau Bizușa. Au existat 157 de tichete rămase fără solicitare, iar motivele sunt, pe lângă numărul mare de kilometri, scăderea pensiilor. Persoanele în vârstă care doresc să meargă la tratament trebuie să achite 50% din cuantumul venitului net din luna anterioară. Este evident că modul în care au fost repartizate biletele a fost și funcție de solicitările, concentrarea solicitărilor din anii anteriori, cele mai solicitate stațiuni fiind cele pentru tratament cardiovascular, Covasna, Vatra Dornei, Tușnad și de asemenea Herculane și de asemenea cele pentru tratament reumatismal. Casa Județeană de Pensii va primi din nou cereri pentru biletele de tratament începând cu 1 ianuarie 2013. Cererile se depun cu maximum 40 de zile înainte de data plecării în stațiune. Doamnelor și domnilor, pune punct aici jurnalului. Urmează informații din sport și meteo, iar de la ora 20 Cătălin Bejan vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Nu uitați că ne puteți găsi și pe site-ul nostru www.impulstv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Impuls TV Bacău. Noi ne revedem mâine la ora 19:30. Vă urez o seară frumoasă!